Cu ceva timp în urmă, viața mea era plină de activități zilnice, de alergătură de dimineața până seara, ca orice om care nu știe după ce aleargă. Exact în situația asta mă aflam și eu. Munceam, mă distram, mai stăteam cu familia, doar că nu avem un punct definit unde vreau să ajung. Nu negam existența lui Dumnezeu, știam că Dumnezeu există, dar nu aveam suficient timp sau nu era prioritar a face voia lui Dumnezeu. În primul rând, nu cunoșteam voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, nu aveam timp să pun pe Dumnezeu pe primul loc. Pot să spun la fel ca soțul meu că înainte viața noastră era zbuciumată, nu vedeam nimic înainte pe plan sufletesc sau spiritual. Și asta până într-o zi, când în viața mea a apărut o cotitură, o întorsătură neașteptată. Veneam cu mașina mea spre casă, împreună cu un prieten bun de-al meu. Am intrat cu o viteză foarte mare într-o curbă, am derapat și am intrat într-un cap de pod, prin urmare. Mașina s-a rupt pur și simplu în două. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut de suferit nici măcar o zgârietură, dar din păcate prietenul meu a avut de suferit foarte mult. L-am transportat eu la spital. Medicii mi-au spus că avea gâtul fracturat. Îmi părea foarte rău de el. Mi-au spus că n-o să fie prea multe șanse ca să-și revină. Asta m-a cutremurat foarte tare și atunci am început să mă gândesc cum voi ieși din situația aceea. A trecut lunile și urma ca să primesc o sentință. Am primit niște vești destul de urâte din partea avocatului. Atunci am înțeles că nimic pe lumea asta nu mai conta, nimic nu mă putea ajuta, nici prietenii, nici banii. Atunci mi-am dat seama că trebuia să fac ceva. Ziua aceea a rămas de neuitat în viața mea. Singurul lucru care îmi pare foarte rău este că l-am făcut pe prietenul meu să sufere. Am făcut un om, o ființă nevinovată, ca să sufere din cauza mea și îmi pare foarte rău. Știu că i-am greșit, dar din punctul meu de vedere, rezumându-mă la persoana mea, chiar nu-mi pare rău, pentru că Dumnezeu mi-a arătat că nu este viața așa cum vreau eu să fie. Nu pot să fiu eu stăpân pe viața mea, pentru că El este stăpân pe viața mea. Treptat, văzând că nu mai am nicio scăpare, am început să caut scăparea la Dumnezeu. Am început să citesc Biblia, am început să înțeleg adevăratul sens al vieții, am început să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, pentru ce m-a creat Dumnezeu. Pentru că viața pe care o trăiam eu era în totalitate împotriva cuvântului Dumnezeu și împotriva a ceea ce ne-a creat Dumnezeu. Citeam, mă rugam, dar motivat de frică, doar ca să scap de pedeapsă. Până când am început să citesc mai serios Biblia, să mă rog lui Dumnezeu, și atunci am văzut adevăratul sens al vieții. Treptat, studiind Scriptura, am început să-L cunosc pe Dumnezeu, până în punctul că nu mai mi-era frică dacă primesc o pedeapsă cu executare. În perioada când soțul meu aștepta sentința, am văzut o schimbare în el și m-a făcut curioasă și am început și eu să citesc, să văd care e motivul care l-a schimbat. Încet viața mea a luat un drum pe care m-a făcut să mă las de toate viciile, de toate obiceiurile rele pe care le aveam înainte. M-am lăsat de fumat, am lăsat alcoolul. În liniștea și pacea a început să domnească în familia mea. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciunile mele și am primit în final o pedeapsă cu suspendare. Chiar în următoarele zile după ce am primit pedeapsa, aveam o luptă în mine, cineva îmi spunea
continuă-ți viața dinainte, ai scăpat, ești liber, nu mai contează să-L urmești pe Dumnezeu tău. Altă parte din mine spunea, trebuie să-L urmești pe Dumnezeul tău pentru că doar datorită Lui ești în viață, ești liber și ești alături de familia ta. M-am rugat lui Dumnezeu mai departe, am citit mai departe, am studiat împreună cu familia mea, cu soția mea și chiar mi-am propus ca să mă botez și să urmez mai departe voia lui Dumnezeu. Văzând bunicul meu că studiez Biblia, el fiind adventist, mi-a făcut cadou o carte. Se numea 40 de dimineți cu Iisus. Am început să o citesc și am văzut în acea carte, am învățat multe lucruri din acea carte, cum trebuie să te rogi, cum trebuie să fii, ca să fii pe placul lui Dumnezeu. Ca El să-ți răspundă la rugăciuni și tu să fii un om plăcut Lui. Acum n-aș mai vrea să am viața care am avut-o înainte. Este mult prea frumos acum, împreună cu familia, căutând cuvântul lui Dumnezeu. Prietenii și apropiații mei au văzut schimbarea din viața mea și chiar am început să le povestesc și ei lor de ce am luat calea aceasta. De atunci a trecut aproximativ jumătate de an în care împreună cu pastorul, vecinii, soția mea, am studiat Scriptura. Acum viața noastră arată total diferit. Avem timp pentru biserică, avem timp unul pentru celălalt, am implicat în programe cu tineretul din biserică, am vizitat biserici. În cele din urmă ne-am hotărât să facem împreună legământul prin apa botezului. Mă bucur de viața aceasta cu Domnul Iisus, împreună cu fetița și cu soția mea, dar mă gândesc și la părinții mei, care au fost primii care m-au dus într-o biserică adventistă. Și mă rog lui Dumnezeu ca și ei să se întoarcă și să facă legământ cu Dumnezeu. Mamă, tată, mă rog lui Dumnezeu ca împreună să mergem la biserică cum mergeam când eram copil. Împreună cu fetița și cu Alin și cu cei dragi nouă ne-am dorit să fim în ceruri alături de Dumnezeu pentru veșnicie. Mă adresez prietenilor și cunoștințelor mele. Adevăratul sens al vieții nu este în lumea aceasta. Este la Dumnezeu. Vă pot spune din punctul meu de vedere pentru că am trecut prin greutățile vieții, prin ispitele vieții. Și vreau să vă spun că puteți găsi liniște și pace doar căutându-L pe Dumnezeu. Îmi dau seama cât de prețios este timpul pe care ne-l oferă Dumnezeu în fiecare zi. Ce făceam înainte, nu vreau să-mi amintesc. Știu ce am să fac de aici încolo. Vă îndemn pe toți, împăcați-vă azi cu Dumnezeu. Data de 28 mai 2016 a fost o zi specială pentru mine și familia mea. Am avut alături familia, prietenii și o mulțime de oameni care au fost martori la legământul nostru cu Dumnezeu. Programul a fost foarte frumos, am avut multe emoții. Îmi voi aduce aminte toată viața mea de acele clipe. În momentul botezului am simțit că am făcut un lucru important și serios pentru tot restul vieții noastre. Acum, după legământul făcut cu Domnul, mă simt liniștit, simt că am făcut voia Tatălui din cer și doresc ca Domnul să fie alături de noi și mai departe, să ne călăuzească la fel, să ne îndrume El. Cred că orice om ar trebui să se gândească cât de important și necesar este să facă legământul cu Dumnezeu. Sper ca prin această ocazie a botezului nostru, prietenii mei, apropiații mei să fie și ei motivați să-L caute și să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Momentele botezului au fost așa de profunde încât nu le-aș putea compara cu niciun lucru din lumea aceasta. Îmi doresc ca de această zi să ne aducem aminte și când vom fi în cer cu Domnul Iisus.